Astăzi, la Soroca, la fel ca în întreaga țară, a fost lansată campania de vaccinare împotriva COVID-19. Primii care sunt vaccinați sunt lucrătorii medicali din cadrul Spitalului Raional Soroca. Valeriu Bordian, vicedirectorul Spitalului Raional, este primul lucrător medical vaccinat cu vaccinul AstraZeneca la Soroca. Pandemia a făcut o mare criză în psihologie oamenilor din toată lumea, cred că nu numai Moldova sau numai Soroca. Cred că vaccinarea ne va face mai liberi, va face să ne întâlnim cu cei apropiați, cu mai liber ne putea apropia de pacienți și sigur că cu multă va scădea cheltuielile spitalului pentru experiment și pentru alte lucruri legate cu pandemie. Și să nătoși nu vă îmbolnăviți niciodată. Da, doamne. Am vaccinat primul în Soroca, fiindcă trebuie de dat un exemplu pentru toți lucrătorii medicali care sunt în spital și în raion și nu numai pentru lucrătorii medicali. M-am vaccinat, mă simt foarte bine, până când sper că nu o să fie niciun semn de reacție adverse la vaccinare. Vaccina se cheamă AstraZeneca, e produs de Marea Britanie împreună cu Suedia și partida asta de vaccin e produsă în Oxford, în Marea Britanie. Alte partide de AstraZeneca vor fi produse în Coreea de Sud. În lume acum se face o panică foarte mare cu COVID-ul, cu infectarea, că este COVID, nu e COVID, cu vaccinare se va introduce chipul. Noi suntem, dacă merge vorba de cipare, noi suntem cipația, că telefonul, calculatorul, asta de acum este un chip care noi singur l-am plătit și îl purtăm permanent cu noi, binevol. Toate informații despre persoanele care poartă gadgeturile astea, este, cui îi trebuiește, este la dispoziție. Nimeni nu are niciun interes să introducă un chip împreună cu vaccinul. Eu cred că vaccinul este numai pentru profilactica COVID-ului. Persoanele care se vor vaccina, eu sper că nu se vor infecta cu COVID, dar chiar se spune că dacă se vor infecta, or face niște forme ușoare. Tot astăzi s-a vaccinat și șefa Spitalului Raional Soroca, Angela Rusnac, dar și ceilalți lucrători medicali din cadrul instituției. Astăzi, pe data de 2 martie, este o zi istorică, deoarece astăzi noi putem să oprim, de acum să spunem, această pandemie în rândurile lucrătorilor medicali. Desigur, aș dori toată populația să fie vaccinată, dar totuși lucrătorii medicali, și anume a serviciului spitalicesc, care se întâlnesc față în față cu acest dușman imprevizibil, deci necesar să diminueze riscul de a face această boală și chiar de a se reinfecta, deoarece avem cazuri unice de reinfectare acestei infecții. Întotdeauna am fost adeptul vaccinării și în acest moment eu sunt printre primii care am acceptat vaccinarea. Din instituția medicală toți sunt angajați, sunt de acord cu unele ce excepții, dar vreau să vă menționez secțiile care vor fi prioritar în primul rând vaccinate, care în primul rând se întâlnesc cu pacienții cu COVID. Este unitatea de primire de urgență, unitatea terapiei intensive, secția de boli contagioasă, secția de traumatologie care lucrează cu pacienții COVID cu afecțiuni chirurgicale și secția de terapie care la moment, după ultima izbucnire a COVID-ului în două sate, deci ei vor fi în primul rând vaccinați și refuzuri din partea acestor secții nu. Obligatoriu e necesar două tranșe de vaccin. Prima vaccină și peste un timp, conform normativele, a doua vaccină. Dacă una din vaccini, deci nu se efectuează, de exemplu, a doua etapă, înseamnă că vaccinarea este neeficientă. Vaccinul AstraZeneca, livrat cu titlu gratuit de către România, a fost distribuit de dimineață în toate centrele de vaccinare din țară și inițiată campania de vaccinare la nivel național. Pentru Spitalul Raional Soroca au fost aduse în prima tranșă 220 de doze de vaccin. La momentul de față avem vaccinul anti-COVID. Durata maximală este poate să fie până la 6 luni de zile, perioada de formare anticorpi, adică se formează anticorpi și de păstrare anticorpilor. Păstrarea anticorpilor
până la 6 luni de zile și individual poate și până la 9 luni de zile. Ca și în gripă, când noi ne vaccinăm o dată în an, noi facem vaccinare. Cred eu că în COVID o să fie similar, da. Vaccinul AstraZeneca este precalificat de Organizația Mondială a Sănătății. Acesta are o eficacitate de 60-90%, intervalul de administrare fiind de la 4 la 12 săptămâni și este administrat persoanelor cu vârstă mai mare de 18 ani. Vaccinul AstraZeneca a fost aprobat până în prezent în peste 50 de țări, prima țară fiind Marea Britanie, urmată de Uniunea Europeană și India.